Așează-te comod și pregătește-te să râzi pe săturate. Începem o nouă provocare Multidu. Oh! Oh, no! Iar dei chili! Oh. Monica, tu măcar ai noroc, ai porția mică! N-am ce face! Voi da gata amestecul ăsta fierbinte! Ce provocare înflăcărată! Parcă mi s-a fiert capul! Oh, come on! Acum e rândul meu! Oh, man! Oh, my God! Prea iute! Am nevoie urgentă de antidot! Laptele se potrivește perfect! Acum e mai bine! Fetelor, poate nu trebuie! Ba da, Lily, beați băutura! Chemați pompierii! Aha. Nu te îngrijora, Lily! Ne vom descurca și fără ei! Mersi! Ce schimbări de temperatură bruște! Ce huba-buba mică! Nu-i corect! De foarfecă sigur n-am nevoie! Awesome! Guma e oricum delicioasă! Și are mărimea perfectă! Deja îmi imaginez ce balon imens poate ieși din guma mea! Mie chiar că-mi trebuie foarfeca! Delicios! Aha! Lily, hai să te mai servesc o bucățică! Ce se petrece? Simt că explodez! Oh my God! Ce gumă explozibilă! Vino la mine, dulce gumă! Ce? Oh, no! Nu, am zis la mine! Okay, here we go! Aici erai! Oh, no! Gotcha! Bună, fetelor! Tăiem o bucățică. Asta era în plus. Așa e mai bine. Ce delicios! Monica, încotro! Provocarea încă n-a luat sfârșit. Și ce să facem cu asta? Cred că am înțeles. O, jeleu! Trebuie doar să-l mărim puțin. Așa e mai bine! Awesome! Priviți, o mască de față comestibilă! Acum sunt și mai frumoasă! E timpul să mănânc! Comod și delicios! Oare eu ce am? Ceva foarte greu! What? Nu vă îngrijorați, sunt bine! Oh.
da, mărime! E timpul pentru un cocktail de jeleu! Foarte răcoritor! Iar asta e la desert! Atenție, pregătiți-vă! Foc de artificii de jeleu! Cred că l-am meritat! Ce bun e! Nu mă pot opri! Adio, dietă! What? De ce eu am porția cea mai mică? Wow! Iar eu am cel mai mult noroc! Și miere e puțină! Awesome! Dar măcar e foarte delicios! Imediat voi gusta și eu! Să-i adăugăm miere! Cât de dulce e! Te lingi pe degete! Ai grijă să nu te muști! Câtă miere a mai rămas! O voi mânca pe toată! Se pare că m-am cam murdărit! O secundă! Așa e mai bine? Imediat! Acum arăt minunat! Acum e rândul meu să mănânc! Lily, mă poți ajuta? Cu mare drag, Monica! Deschide gura mai larg! Așa e mult mai bine! Mersi, Lily! Ce avem noi aici? O piatră prețioasă din ciocolată! Am o idee! Să ridicăm din nou! Oh, nu! Ce idee rea! Delicios! Acum eu! Yes! Come on! Wow! Foarte bun! I love you. Cred că nu am destule accesorii! Uite, așa e mai bine! Și în orice moment pot lua o mușcătură! Cred că Wendy are prea multă ciocolată. Trebuie să facem dreptate. Oh, no! Unde mi-a dispărut piatra prețioasă? Nu-i voi permite nimănui să-mi fure ciocolata. Pune-o de unde ai luat-o, Lily. Wow!
delicios! Se topește în gură! Sunt nuggets! Și din nou n-am noroc cu porția. Cred că va fi mai delicios cu sos. Am avut dreptate. E mai bun. Să gustăm o bucățică. Wow! Încearcă cu sos, Monica. Yes! De acord. Aha! Ce bun e! Se poate încă puțin. Pentru tine oricât, Monica. A mai rămas sos și pentru mine. Este destul sos pentru toată lumea. Se pare că a exagerat, Lily. Cum e foarte delicios. Ce apetit sălbatic. Oh my God! Sper să nu ne mănânce și pe noi. What? Păzea plictiseală. Începe provocarea. What? Ce are Jess în mână? Prieteni, regulile sunt simple. Cine desenează mai bine, primește obiectul. Lily se străduiește. Desenează cu o viteză nebună. În așa fel că din hârtie iese fum. Hei, mai cu grijă sau va trebui să chemăm pompierii. Și Zec vrea să ia parte la provocare, dar nu se prea descurcă cu creioanele. Iar Emma a găsit o cale. Până când ceilalți desenează din toate puterile, ea construiește ceva. Să vedem. Ok. Wow! Ce grozav e și lui Lily. Zec, asta e o vechitură. Iar Emei a ieșit ceva atât de adevărat. E o cutie de telefon. Dar a câștigat Lily. Să-și ia, deci, premiul. Dar Lily e cam neîndemânatică. Trebuie să te antrenezi nu doar la desenat, înțelegi, dragă? Iar noi începem următoarea rundă. Oh, o valiză! Interesant! Iar înăuntru? Nu vei ghici! Lingouri de aur! Protejați-vă ochii, dragi concurenți! Așa e mai bine! Runda asta va trebui să desenați legați la ochi. Luați pensulele și începem! Uitați ce haios desenează prietenii noștri! Da, cineva s-a cam măzgălit, dar nu-i problemă! Priviți cu atenție, fiecare artist are propriul stil! Dar Zec nu joacă cinstit. Nu-i corect. A schimbat desenele. Stop. Iar Jess nici nu și-a dat seama. Să vedem cine câștigă. Doar nu vicleanul de Zec. Da, alegerea nu e așa de grea runda asta. Bineînțeles că Zec a câștigat. Vă bucurați pentru el. Poate să ia aurul.
Dar ce schimbat e! A devenit un adevărat om înstărit! Surpriză! Ce mai e și asta? Iac! Ce, serios? Ce scârboșenie! Nimeni nu vrea să deseneze așa ceva de nota 10, de aceea fetele apucă rapid creioanele colorate. Zec, ție-ți rămâne maroul. Iar Jess glumește. Buf cu hârtie igienică. Și ceilalți au primit. Se pare că nu e întâmplător. E un mod de a face provocarea mai interesantă. Oh, man! Și se pare că lui Zec iese chiar bine. Deci, aflăm câștigătorul. Lily, tu clar nu te-ai străduit. Se vede. Drăguțe floricele, Emma. Iar desenul lui Zec e foarte apropiat de realitate. Așadar, e clar cine câștigă chestia asta. Zec, prinde! Zec e scârbit, iar fetele la fel. What? Liniștiți-vă, e doar o jucărie. Vă place Skittles? Noi le adorăm. Mai ales când sunt multe bombonele. Iar regula e aceeași. Desenezi și primești premiul. Să-i dăm drumul. Emma s-a gândit la o metodă grozavă să deseneze bombonelele. Zec e impresionat. Iar Lily merge pe o cale ușoară și sigură. Desenează cu degetele. Ce mai? Arătăm rezultatele. Se pare că toate desenele merită să fie premiate. Înseamnă că toți primesc premiul. Wow, Jess nu glumește. A fost înfiorător. Ce bine că sunt bomboane destule pentru toată lumea. Ne mișcăm mai repede, în adevăratul sens al cuvântului. Ce a venit aici? Aha, mult popcorn. Desenăm, bineînțeles. Iar Jess are chef de joacă. Da, ploaia asta de popcorn e puțin deranjantă, nu? E greu să desenezi așa. Zec a decis să nu se strofoce prea tare și doar să mănânce. Emma nu vrea să facă la fel. Umbrela a funcționat de minune. Și desenul Emmei a ieșit de minune. Ce detalii! Lily, ce-i cu măzgăleala asta? Nu seamănă deloc. Iar Zec nici n-are ce să arate. Emma, felicitările noastre! Un câștig cinstit! Acum poți mânca cât popcorn îți dorești. Și împarte și cu prietenii, doar nu ești zgârcită. Și apropo, chiar le-a venit o idee. E rândul lor să glumească pe seama lui Jess. După faptă și răsplată. Gata cu plictiseala. Avem o poșetă de firmă chiar aici. What? Se pare că Lily e înnebunită după acest brand. Prietenii noștri nu o înțeleg, dar fie. Lily își dă toată silința, dar nu-i prea reușește. Iar Zec nu se chinuie deloc și îi iese magnific. Cum așa? Lily e gata pentru orice ca să primească poșeta asta. Oare îi va ieși viclenia? Arătați desenele! Eh, Lily, cu gândul doar la viclenii nu-ți vei îmbunătăți talentul la desen.
Desenul lui Zec e grozav. Hei, prieteni, conflictul nu duce la niciun rezultat pozitiv. Emma ia poșeta prăfuită. Dar Lily o adoră oricum. Asta da iubire. Cât de fericită e. Da, nici noi nu o prea înțelegem. Și ce? E doar un ardei iute. De ce v-ați speriat așa? Sigur nu-l vreți? Fie. Oricum va trebui să-l desenați. What? Zec e foarte îngrijorat. Iar fetele deja s-au apucat de desenat. Dar se pare că Zec s-a gândit la ceva. Să vedem. Vai, din greșeală a vărsat apă pe desen. Ce situație neplăcută. What? Doar că viclenia n-a ieșit. Se pare că a fost o vrăjitorie la mijloc. De aia, Zec, ai pierdut. Cine va trebui să mănânce acest ardei? E evident. E clar că celelalte desene sunt mai prejos decât al tău, Zec. Obișnuiește-te cu asta. Mușcătură și... Reacția era de așteptat. E foarte iute. Oh, gustul ăsta iute, pur și simplu oribil. Bietul Zec. Cum ți s-a părut videoul nostru? Iar cadrele nereușite vin ca un desert dulce. Abonează-te și dă un share să vadă și prietenii tăi. Pe curând!